Parte. Și vorbim tot despre beneficii, dar despre beneficii financiare de această dată și sunt convinsă că cei care sunt antreprenori sau cei care își doresc să fie antreprenori vor să știe cum îi ajută o bancă. Și am să rog să vină alături de mine pe Marinela Mihalcea, șef produse retail, financiare retail de la UniCredit Bank. Bună și bine ai venit! Cred că și merge, sau? Este deschis. Perfect. Da. Mă gândeam că tu ai spus puțin mai devreme că antreprenorilor le plac provocările. Și mă gândeam la mine le acum. Le plac și n-au ce să facă, trebuie să se lupte cu ele. Dar uite aici o provocare semnificativă. Un bancher, vorbind după doamna Mihaela Tatu, asta însemnând după atâta efervescență și atât entuziasm, un domeniu perceput prin definiție ca fiind arid. Și să vedem cum o scoatem la capăt. Nu neapărat arid. În general, oamenii știi cum sunt. Urăsc băncile. Exact. De ce? E așa. Când ai nevoie de un împrumut sau ca să te iei casă sau pentru business și așa mai departe, nu o mai urăști atât de mult și chiar te bucuri. Dar după aia când plătești ratele, indiferent câți ani sunt, te întorci la același, nu? Mood, dar eu cred că se schimbă. Eu cred că în ultimii ani nu mai este la fel. Și că oamenii și-au dat seama că găsesc în bancă un partener și că omul de la bancă sfințește locul. E adevărat. Cum vedeți voi, ca și bancă, mediul de business din România, ca și evoluție în acești ultimi 3 ani? Suntem practic cu toții într-un context, pe de-o parte, post-pandemic și într-unul în care lucrurile se schimbă accelerat în jurul nostru, complicat pentru toată lumea și pentru antreprenori și, în egală măsură, și pentru finanțatori și pentru toți ceilalți jucători din economie. Și lucru definitoriu în acest moment este, așa cum spunea doamna Șucu, faptul că suntem cu toții partea unui ecosistem. Suntem parteneri în orice demers am întreprinde și dacă antreprenorilor le este greu, cu siguranță această greutate este percepută și de către finanțator. Nu putem să trăim unii fără ceilalți și nu putem avea succes unii fără ceilalți. Așa că percepția noastră despre ceea ce se întâmplă în acest moment în jurul nostru este aceea că, da, traversăm un complex complicat și remarcăm, practic, cumva cu încredere în acest segment reprezentat de IMM, de segmentul de micro, faptul că această perioadă complicată a venit într-un moment de maturitate al acestui segment. Pentru că nu mai suntem la început, am învățat să facem business și am învățat și noi, împreună cu dumneavoastră, am învățat unii de la ceilalți și deși am fost cu toții sub presiunea diverselor trenduri care în ultima perioadă vin peste noi și pe care nu le putem evita orice ar fi, respectiv globalizare, digitalizare, transferul, trecerea către economia verde care a fost menționată și astăzi. Toate lucrurile astea au fost primite acum de un mediu antreprenorial matur, educat și care a reușit să facă față cu mult succes acestei perioade complicate. Cum arată piața de creditare pentru IMM-uri? Ce schimbări ai văzut? Am văzut și am construit împreună cu o parte dintre dumneavoastră business-uri de succes, am văzut și eșecuri și am văzut o foarte mare nevoie de a ne adapta la ceea ce se întâmplă în acest moment, de a îmbrățișa aceste trenduri, respectiv digitalizarea a revenit de multe ori pe parcursul zilei de astăzi și pe de altă parte, așa cum suntem cu toții conștienți, de a reuși să păstrăm împreună componenta aceasta umană și a construi împreună această relație. Pentru că nu se poate să mergem mai departe, e complicat, nu vom traversa și perioade mai grele și cu siguranță vor veni și momente mult mai dificile decât cele pe care le-am trăit până acum, dar vom reuși să facem asta construind împreună o relație reală, bazată pe transparență, și pe încredere reciprocă. Am văzut în această perioadă, și cu siguranță e un element definitoriu, că succesul într-un astfel de parteneriat
a venit acolo unde am avut ambele părți suficientă deschidere încât să împărtășim informații în mod transparent, deschis și privindu-l fiecare pe celălalt ca pe un partener de cursă lungă. Poți să-mi spui care ar fi sectoarele în care ai văzut că se dezvoltă și că, nu știu, e loc pentru antreprenori acolo unde, da, nu știu, se cer și mai multe fonduri și sunt fonduri? E foarte bine știut, zona de IT, o să apară tot timpul pe buzele absolut tuturor celor care ar trebui să răspundă la o astfel de întrebare, dar am văzut lucruri semnificative într-un alt segment care nu era foarte prezent înainte, respectiv în acele lanțuri de aprovizionare pentru care leagă acum micul producător de zona de desfacere. Am văzut niște business-uri foarte interesante care au crescut semnificativ în ultima perioadă. E contextul care ne duce într-acolo, dar mă bucur că mediul nostru antreprenorial a captat această oportunitate pentru că ne ajută pe toți. Și noi am fost acolo să o susținem, așa cum o facem întotdeauna. Și am văzut că a crescut foarte mult tot ceea ce înseamnă zona logistică, asta însemnând de la zona de depozitare și toate implicațiile și business-urile conexe acestui segment. Dar sunt business-uri care cresc în orice segment, adică în afară de momentul acela al pandemiei în care anumite sectoare au fost cu adevărat defavorizate, mă refer la turism și așa mai departe. Însă, business-uri de succes există în orice domeniu, în orice fel de industrie, acolo unde există disciplină, dorința de a reuși și acolo unde îți alegi un partener de drum care să te ajute pe termen lung. Deci, și agricultura ne-a arătat povești de succes în această perioadă, și zona de energie și așa mai departe. Deci ține foarte mult de cel care face business-ul și de felul în care el se duce și își alege, își construiește acel ecosistem, parteneriatele respectiv, care îl vor ajuta să o scoată la capăt. Aș vrea să vă rog să ridice mâna cine lucrează în domeniul IT. Puțini, vedeți? Deci nu trebuie să fiți doar în domeniul IT. Eu când aud pe toată lumea care spune IT-ul sparge tot, în momentul ăsta toată lumea se duce în IT. Într-adevăr, așa este, o tendință și sunt foarte mulți bani acolo, o să se dezvolte foarte mult acolo. Dar nu trebuie să ne speriem, nu trebuie să ne gândim, nu sunt în IT, gata, nu mai am nicio șansă, nu mai pot. Nu, sunt multe zone care se dezvoltă și așa cum spunea și doamna, așa cum mai devreme, așa cum spui și tu, agricultura a prins foarte mult, serviciile prin foarte mult. Cei de la Vodafone și cei de la OMV știu că toată zona asta de antreprenoriat, indiferent în ce zonă, inclusiv zona de energie, au șanse foarte, foarte multe aceste zone, așa că să nu vă crispați, să nu vă speriați dacă nu sunteți în IT, nu e la fel de sexy pentru o bancă sau pentru un investitor. Sunteți la fel de sexy, depinde de voi, cât de frumos vă prezentați și cât de bine vă vedeți până la urmă, că trebuie să ai încredere tu în ideea ta înainte să-l convingi pe cineva, pentru că dacă tu nu știi cum să spui și n-ai încredere, nu poți să convingi mai departe. Așa este și cu băncile. Trebuie să le arăți cât de bună e ideea. Apetitul pentru investiții a crescut în ultima vreme din partea, să spunem, a băncilor, mă refer acum. Băncile au fost, inclusiv în contextul dificil anterior pe care l-am traversat și acum, foarte dornice să finanțeze. Ăsta e rolul lor. Așa există, așa reușesc să meargă mai departe. Deci apetit de finanțare a existat și va exista întotdeauna. Ce finanțăm? Proiecte care ne convinc, oameni care ne conving, oameni care vin cu deschidere către noi și în mod transparent și cu argumente vin și pledează și ne fac să înțelegem esența acelui business și ne duc cu ei la nivel de imaginație în visul lor, unde vor să ajungă, ne dorim să fim acolo și atunci, da, finanțăm în continuare, ne dorim foarte tare să fim parte din dezvoltarea acestui segment și o facem ori de câte ori suntem convinși că acolo există pasiune și dorința de a reuși. Eu știu că voi faceți foarte multe proiecte. Pe 5 octombrie avem un eveniment împreună cu UniCredit în care vorbim despre antreprenorii viitorului și despre tot ce înseamnă ADN antreprenor și atunci vor vorbi mai pe larg despre programele voastre. Aș vrea să te întreb despre programul de garanții guvernamentale.
Care sunt sectoarele care au nevoie de garanții acum? Care este rolul băncilor în implementarea acestor programe? Deci, tot ceea ce s-a implementat în ultima vreme ca urmare a sprijinului acordat de stat prin diversele sale entități, toate acele programe guvernamentale și în special IMM Invest, care a fost elementul cheie, care a susținut foarte mult segmentul de IMM în ultima perioadă, s-au dovedit a fi o gură de oxigen pentru acest segment și au avut un succes, am zice așa și cum îl vedem și noi din perspectiva băncilor și cum se vede și din perspectiva celui care a oferit garanția respectivă, entitatea de stat, răsunător. Foarte mulți dintre jucătorii din acest segment au apelat la acest gen de program. Și vestea bună este că, deși IMM Invest s-a închis la 30 iunie, vestea bună este că acest program va continua într-o altă formă, IMM Invest Plus, și rolul băncilor este acela de a fi susținător al acestui program, de a fi liantul dintre aceste programe de garanții guvernamentale și antreprenor și business-urile care dovedesc că pot susține o astfel de garanție, așa că, da, suntem acolo pentru a oferi consultanță, asta face o bancă, te poate ajuta să traversezi mai ușor acest proces care la prima vedere pare complex și complicat și, așa cum spuneam, arid pe alocuri, dar rolul colegilor noștri din bancă, cei care sunt în interacțiune directă cu dumneavoastră, este acela de a facilita accesul la acest tip de garantare și ei o fac pentru că, pe de o parte, își înțeleg menirea, dar le și place și ei se alimentează din succesul acelor business-uri pe care le susțin și le reușim să le finanțăm. Vor urma câteva alte programe. Știm cu toții de Startup Nation, care este în plină derulare în acest moment și este din nou un program pe care estimăm că va fi unul de succes. De asemenea, Femeia Manager, că tot am subliniat mai devreme prezența și spiritul acesta antreprenorial la nivelul doamnelor. Sunt toate aceste programe în plină desfășurare, iar noi, finanțatorii, suntem acolo să facilităm accesul. Și dacă îmi permiți, aș puncta și faptul că voi sunteți foarte deschiși către zona de creativă, către business-urile creative, așa că dacă aveți un business creativ, UniCredit este banca către care să vă adresați. Ultima întrebare, pentru că, uite, ia, timpul fuge. Da. Vorbim despre digitalizare, trebuie să vorbim despre digitalizare. Cât de înaintat este procesul în digitalizarea bancară în România? Cifrele sunt cele care sunt. Este clar că digitalizarea e o direcție, e un tren în care ne-am suit cu toții, nu vom coborâ, e clar că vom merge accelerat înainte, va crește procentul acela la care te făcea referire și colegul nostru. Suntem cu toții antrenați pe acest drum, creștem de la zi la alta procentul de digitalizare în interacțiunea cu clienții noștri. Facem lucrul ăsta pentru a facilita accesul la produse de finanțare, pentru a face ca interacțiunea dintre finanțator și client să fie mai facilă, să fie la îndemână, să nu fie nevoie de 100 de drumuri la bancă, cum se întâmpla până de curând. Deci există foarte mult sens în acest proces și vom accelera în această direcție. Mai sunt multe lucruri de făcut, cum ar fi integrarea cu bazele de date ale autorităților. Mai avem de lucrat cu evidența populației, astfel încât să nu mai fie nevoie să tot aducem hârtii și așa mai departe. Se vor întâmpla lucrurile acestea. Estimarea mea personală este că se va întâmpla repede și atunci mesajul pentru dumneavoastră este: îmbrățișați acest trend, pentru că în felul acesta o să culegem cu toții beneficiile acestea într-o manieră mult mai la îndemână și fără mari bătăi de cap pentru niciunul dintre noi. Mulțumesc foarte mult, Marinela. Mulțumesc și eu. Aveți întrebări? Eu fac meseria și întreb. Nu sunt. Mulțumesc, felicitări pentru tot ce faceți și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Și noi vă mulțumim.